Respectarea normelor de conduită în cadrul oricărui sistem ar fi acea cheie a succesului sistemului respectiv și ar asigura o bună desfășurare a activității colaboratorilor din cadrul sistemului dat. Aceeași situație este valabilă și pentru serviciul VAMAL, care din 2009 are și a dispus de un cod de conduită, care însă pe parcursul anilor a devenit undeva duplicitar, undeva lacunar. Acest fapt a impus elaborarea unui nou cod, aspect susținut de către conducerea serviciului VAMAL și printr-un grup de coautori din cadrul serviciului VAMAL a fost elaborat un nou cod de etică și conduită a colaboratorului VAMAL, aprobat într-o hotărâre de guvern în data de 20 octombrie 2016. Acest cod a venit cu noi principii, a venit cu noi reglementări specifice legate de influența necorespunzătoare, de regimul cadourilor. Au fost dezvoltate principiile de integritate, precum și au fost reglementate acele norme necesare de a fi respectate de către colaboratorul VAMAL, atât în cadrul colectivului său, precum și în cadrul relațiilor dintre persoanele sau cu persoanele fizice și cu reprezentanții agenților economici. Proiectul respectiv a fost susținut puternic nu doar de conducerea serviciului VAMAL, dar și de partenerii noștri internaționali de dezvoltare și în special de către OMV și EUBAM. Sigur că fără prezența misiunii EUBAM, respectivul proces putea fi sau urma să fie mai greu, însă datorită intervențiilor atât tehnice cât și prin specialiști și coordonatori, noi am reușit elaborarea și publicarea respectivului cod de etică și conduită. Mai mult ca atât, grupul de autori nu s-a oprit doar la elaborarea codului, dar iarăși cu susținerea misiunii EUBAM a fost elaborat ghidul metodologic a codului de etică și conduită, care are menirea să explice colaboratorului VAMAL acele acțiuni prevăzute de cod, care dezvoltă acele norme, acele reglementări de conduită din cadrul codului aprobat.